Dragii mei, în seara asta, wow, cuvântul Domnului vrea să ne atingă din nou. Cât ați fost atinși de dimineață? Eu personal, Domnul mi-a vorbit, sunt absolut dedicat și am luat un angajament până la ultima suflare să fiu o pildă pentru generația în care trăiesc, pentru soția mea, pentru prietenii mei, pentru biserica Domnului, pentru frații mei, pentru mama mea, pentru verișori și rude. Vreau să rămân și să fiu o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Vai, Doamne, ce verset! Dacă ne-am pune ăsta la tot cu ușii, să-l avem în fiecare zi, sau cum îl au evreii, lipește-ți cuvântul pe fruntea ta. Doamne, ce bine ar fi! Ajută-ne, Doamne, căci avem nevoie de Tine. Tu ne-ai lăsat un exemplu minunat în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, textul pe care vreau să-l citesc este din 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 9. De ce? Pentru că Dumnezeu m-a inspirat să vorbesc din acest capitol, gândindu-mă la faptul că uneori avem resurse destule cu care să supraviețuim, dar sunt momente în viață când nu mai avem aproape nimic, când lipsa, când supărarea, când depresia, când chiar moartea bate la ușă, și atunci avem nevoie să experimentăm din nou puterea supranaturală a lui Dumnezeu. În istoria asta este vorba de prorocul Ilie și de o femeie la care Dumnezeu trimite, și aș vrea să citesc textul, după care să lăsăm Scriptura să ne vorbească, că ce are o voce pentru noi azi. Aleluia! Biblia vorbește, oameni buni. Biblia vorbește. Versetul 8, începem de acolo. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină și un deget de ulei. Da? Puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește mai întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Citim împreună. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Versetul 15. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Citim împreună. Și multă vreme au avut ce mânca ea și familia ei și Ilie. Versetul 16 îl citim împreună. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din urcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Lăudat să fie Domnul! Până aici cuvântul Domnului, amin! Dragii mei, spuneam că de multe ori ajungem în lipsa asta, fie ea financiară, fie ea emoțională. Oameni mulți singuri care experimentează foamea asta, nu au pe nimeni să-i încurajeze, nu au pe nimeni să le spună o vorbă bună. Și știi ce, femeia asta avea o problemă, vezi că acest Ilie prorocul, da? Ilie prorocul este trimis de cuvântul Domnului. Vezi că un proroc adevărat, el nu trăiește nici măcar el viața bazată pe prorocii, și o trăiește bazat pe cuvântul Domnului. Amin. Vă spuneam eu că am o relație specială cu prorocii. Ia uitați, atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Dragul meu, așteaptă ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să-ți vorbească, să-și miște cugetul și duhul și mintea. Amin? Pentru că astăzi cuvântul îți va vorbi. Care este dilema? Care e problema? Problema e simplă. În țară, contextul e simplu, era foamete. Vă aduceți aminte că 3 ani jumătate nu a dat ploaie pe pământ. Voi înțelegeți ce înseamnă 3 ani jumătate? Noi am avut, mi-aduc aminte acum, cu câțiva ani în urmă, o vară de secetă și toată lumea și toate știrile vuiau, murim de foame, nu se mai face nimica, totul e uscat, pământul e crăpat, s-a crăpat pământul în Africa, s-a crăpat pământul în Rusia, în România, am văzut poze cu oameni care băgau acolo un om, atâta de mari crăpăturile în pământ.
Dar dacă ar fi 3 ani și jumătate, știți ce ar însemna 3 ani și jumătate de secetă? Un dezastru. Un dezastru. 3 ani și jumătate de secetă în care puțurile pământului să se sece, în care ploaie din cer să nu mai cadă. Și oamenii ăștia treceau prin foamea asta de 3 ani și jumătate, vedeți că însuși Ilie a fost trimis de Dumnezeu, de cuvântul Domnului, la pârâul Cherit până a secat pârâul. Vă aduceți aminte? Și acolo l-a hrănit corbii. Dar acum Domnul îi spune, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. M-aș fi gândit în locul la femeia asta, Doamne, după ce că n-am nimic, m-ai trimis și oaspeți pe cap. După ce că nu mai am decât un pumn de făină și un dege de ulei, Doamne, vrei să mă omor de tot? Vezi, problema ei era simplă. Problema ei că era că nu mai avea resurse pentru supraviețuirea ei și a familiei, corect? Îi bătea moartea la ușă. Știți că există un alt capitol mai încolo, moartea anuală, aici era moartea la ușă. Îi bătea moartea la ușă și Dumnezeu îi trimite soluția acestei femei. Îmi place atâta de mult că prorocul Ilie ar fi putut trimite la câte văduve ar fi fost oare în Israel în timpul ăla. Și totuși Dumnezeu a trimis pe Ilie dincolo de hotarele Israelului, în ținutul sidoniților, sidonienilor, la această femeie, așa cum vedem noi, poate păgână. Dar din răspunsul pe care îl dă femeia lui Ilie, o să vedeți că nu era chiar în necunoștință de cauză, pentru că ea îl recunoaște nu numai pe Dumnezeul lui Ilie, dar și pe proroc. Soluția omenească pe care ea o găsește atunci când Ilie îi cere din mâna ei o bucată, o turtă mică, este simplă. Spune ea, fiu-e Domnul Dumnezeul tău. De unde știa ea că Ilie prorocul și că Ilie avea un Dumnezeu viu și adevărat? Probabil că avea o cunoștință sau auzise despre Dumnezeul lui Ilie, dar încă nu l-a experimentat în viața ei, cum aici stăm mulți care am auzit că Dumnezeu poate. Dă-mi voie să spun ceva, declarația Dumnezeu poate nu înseamnă credință. Dumnezeu poate, aia nu înseamnă că-L crezi. E ușor să spui Dumnezeu poate. Credința are picioare, credința trece la fapte, credința se demonstrează în acțiune, amin? Nu doar în declarații mentale, Dumnezeu poate și dacă poate, Dumnezeu vrea și dacă vrea. Vezi tu, soluția omenească e întotdeauna cea mai proastă. Femeia spune așa, n-am nimic opt decât un pumn de făină și puțin un de lemn, un dege de ulei. Iată, strâng 2 bucăți de lemn, apoi mă voi întoarce și voi pregăti versetul 12, dacă vrei să mi-l pui, te rog frumos, capitolul 17, versetul 12, să vedeți ce soluție a găsit femeia. Mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și fiul meu și apoi vom mânca și vom muri. De multe ori spunem și noi așa, pentru că avem mentalitatea orfanului, pentru că avem încă mentalitatea săracului. Lasă pentru mine și familia mea, cum să dau acum când am bani puțini? Cum să dau acum când am resurse puține? Cum să dau acum când mi-o tăia din salariu? Cum să dau acum când nu mai fac așa mulți bani? Mi-aduc aminte de un om, l-am întâlnit, el mi-a spus că pe vremuri avea mulți bani, acum nu mai are așa mulți bani și de aceea nu mai dă așa de mult. Și zice, tot așa am un îndemn din când în când să dau, dar parcă mă gândesc, bă, dar dacă rămân eu pe geantă, cum se spune. Dar dacă rămân eu fără resurse, zice, las că dau luna viitoare și luna viitoare sunt iară cercetat de Duhul Domnului și iar nu mi-am dat, zice, nici zeciuielile, nici dărnicile și sunt pe minus cu multe și iar mă provoacă Dumnezeu, dă-i, dă-i și zic, bă, dar dacă și iar încep să fac calcule. Faci și tu calcule, dragul meu, atunci când Dumnezeu îți mișcă inima și spune, dă-i. Dacă încă faci calcule, să știi că n-ai văzut măreția lui Dumnezeu încă. Femeia asta avea un plan simplu, vom mânca și vom muri. Aproape că era să deschidă ușa îngerului morții. Dar îmi place ce se întâmplă în versetul următor. Întotdeauna când există soluție umană care e cea mai proastă, Dumnezeu are și El soluția lui. Ilie a zis, nu te... De câte ori zice Domnul în Biblie, nu te teme? Wow! Și chiar îl credem? De câte ori în săptămână nu te ia frica, nu te ia stresul financiar, nu te ia stres, bă, dar dacă totuși știu, cred pe Dumnezeu, parcă am auzit promisiunea, știu Scriptura, bă, dar dacă nu iese? Îmi spunea un tânăr, zice, Sani, roagă-te pentru mine, mă însor într-o săptămână, am o frică teribilă, zice, nu că nu o să fiu un om bun, teribilă, frica asta teribilă, zice,
în familia mea, bunicul o părăsit pe bunica, tata o părăsit pe mama și acum mă gândesc că urmez eu. Și am spus, nu te teme, Dumnezeu este cu tine, viteazule. Nu trebuie să repeți filmul bunicului și nu trebuie să repeți nici filmul tatălui. Tu ai un alt tată ceresc care are o altă soluție pentru tine. Nu te teme! Da, parcă nu te teme! Da, am niște gânduri logice, nu te teme! Da, am făcut eu socotele, nu te teme! Nu contează ce socoteli și calcule faci tu, Dumnezeu are socotelile Lui! De câte ori am fost pe geantă și am făcut lucruri care Dumnezeu mi l-a dat și deodată abundență, Doamne, cum? Pentru că Dumnezeu are un plan, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Și aici Elie îi dă o cheie pentru viață și dragilor, în seara asta am venit să vă dau această cheie care mi-a dat-o și mie, cuvântul lui Dumnezeu și după care trăiesc. Dă-mi mai întâi mie. Pregătește mai întâi mie cu unde lemnul și făina aceea o mică turtă. Și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și fiul meu. Vezi, Dumnezeu nu-și cere niciodată ce n-ai, Dumnezeu își cere să începi de unde ești, cu ce ai. Moise, ce ai în mână? Un toiag. Du-te și eliberează poporul meu. Gedeoane, ce poți să faci? Cam nimica. Atunci, dar mă pun la dispoziția ta, sunt disponibil. Cu disponibilitatea asta mergi înainte, du-te cu puterea pe care o ai, amin? Iosua, ce faci? Doamne, am Erihonul în față. Nu știu, n-am nicio strategie, îți dau eu strategia. Tu doar ascultă că eu sunt aici să conduc. Dragul meu, Dumnezeu face miracole cu lucruri mici. Miracole mari cu lucruri mici. Și îmi place că vine la această femeie și zice, dă-mi mai întâi mie, dă-mi mie. Vă aduceți aminte de o poveste nou testamentală în care un omuleț mic a venit și a pus în mâinile Domnului Hristos? Ce a pus? 5 pâini și 2 pești și au fost îndeajuns cât să hrănească mulțimile? Dragul meu, puținul care tu îl pui lui Dumnezeu sau îl dai lui Dumnezeu, se înmulțește și se poate înmulți. Îmi place de Elie că o provoacă, vine cu soluția divină, zice, femeie scumpă, soluția ta e simplă, vrei să mănânci și să mori, dă-mi voi să-ți spun soluția lui Dumnezeu, soluția lui e alta, dă-i mai întâi lui și vei trăi și vei avea tu și casa ta până va da Domnul ploaie pe pământ. Domnul Hristos în Matei 6 spunea la un moment dat, căutați mai întâi. Dragii mei, când am citit prima oară asta, aveam, cred că, înspre 18-20 de ani și mie mi s-a părut efectiv total greu de crezut că dacă eu caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le aranjează pe toate să vină după mine. Eu vreau să vă întreb, voi chiar credeți cuvântul ăsta? Dar știți, de atunci l-am provocat pe Dumnezeu și am zis, bine, Doamne, dacă Tu zici așa, eu sunt gata și disponibil să încerc. Eu sunt gata să risc, eu sunt gata să te ascult, să văd ce se întâmplă. Și știți ce? De fiecare dată, fără excepție, în ăștia 30 de ani, când am căutat mai întâi împărăția, toate celelalte s-au aranjat într-un mod miraculos, de o mână invizibilă și stăteam șocat să mă uit. Wow! De ce? Pentru că Dumnezeu își ține întotdeauna cuvântul. Dă-mi mai întâi mie, spune-i vecinului așa cu convingere, dă-i mai întâi lui Dumnezeu. Dragul meu, nu stai și te uita la mine dacă păstorul s-a întors. Dă-i mai întâi lui Dumnezeu, frate drag. I-ai spus vecinei. Spune-i, nu stai. Dă-i mai întâi Domnului. Vezi, dragule, soluția divină începe cu nu te teme, pregătește mai întâi mie. Una din marile chei ale vieții de credință este mai întâi Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu. Ei, știi ce? Femeia ar fi putut avea câteva scuze. Poate soluția n-a fost pe placul ei. Poate ar fi zis, măi Elie, uite, știi ce? Eu cred că tu ești prorocul Domnului. Bă, dar dacă astăzi, din cauza faptului că n-ai mâncat, ai niște vezeuni din astea care nu-s de la Domnul, niște halucinații din astea. Altă scuză ar fi putut, femeia ar fi putut găsi multe scuze, adică ar fi putut să lase frica să vorbească. Da, dar știu că prorocul Domnului e aici, dar știi ce e în mână, nu-i min, zice românul. Bă, mai bine bag eu la sâmac decât să-i dau prorocului, stai tu liniștit. Da? Ar fi putut avea altă scuză. Doamne, e puțin oricum, nu face nicio diferență. De multe ori zice așa, da? Cu ce pot eu să transform lumea asta? Am atâtea de puține abilități și daruri. Adică uite-te la ala, uite-te la ala ce au făcut. Eu ce? Sunt un nimeni. Femeia ar mai fi putut spune așa? Dar dacă nu funcționează? Dacă mă încred în cuvântul prorocului, sincer, nu vreau să cad de râs în sat, că m-am dus la pocăiță, am făcut ce spune Scriptura, și nu s-a întâmplat.
Să știi că rușinea e un blocaj enorm. Mi-aduc aminte când eram într-un concert odată, nu știu, câteva sute de tineri și am auzit o voce blândă care îmi spune: ești gata să spui ceea ce eu am de spus acestei mulțimi? Da, Doamne, sunt gata. Eu aveam lista pregătită. Eu eram atunci cu acorduri, cu note, cu solouri, cu pregătiri. Nu eram eu așa gata și disponibil să risc, înțelegi? Reputația, să rim, era rușine. Și Domnul spune: ești gata să spui că ai un cuvânt din partea mea cu riscul ca eu să nu ți-l dau și să te faci de râs? Eu am transpirat instant, vă spun sincer. Nu mai știam acordurile la chitară, mă uit la ăștia, continuau să cânte, băieții, zi, dați înainte, da. Și la un moment dat am zis: Doamne, știi ce? Până la urmă nu-i vorba de mine, e despre tine. Dragul meu, nu lăsa rușinea să te oprească. Nu lăsa frica să vorbească. Nu lăsa obstacolul ăla, nu lăsa... Ar fi putut spune? Bă, parcă ar fi prorocul Domnului Ilie Tișbitu. Bă, dar dacă e un înșelător, dacă ăsta o fi căzut de la credință și doar mă păcălește, dacă o să fiu înșelată, dacă o să fiu rușinată, dacă o să-mi ia și mâna asta de făină și o de sare cu fiul meu, nu o să mai am ce mânca. Ar fi putut avea mii de scuze. Și totuși, femeia a fost pusă în fața unui cuvânt al lui Dumnezeu pe care vreau să-l citesc. Ilie a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mă întâi mie. Versetul 14, citim împreună. Versetul 14. Căci așa vorbește, făina din oală nu va scădea și un de lemnul din urcer nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Vestu, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu te pune în fața unei decizii. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu te duce în zona de risc, te scoate din zona de confort. Mi-aduc aminte odată când m-a pus Domnul să mă rog pentru cineva. Era acolo un rând de rugăciune și am auzit vocea Duhului Sfânt, eram și eu acolo între slujitori: du-te și roagă-te că vreau să-l vindec. Și în gândul meu imediat: și dacă nu se vindecă? Și dacă văd toți că nu s-a vindecat? Și dacă ce zic eu nu-i bine? Și dacă nu mă rog ce-i bine? Și dacă? Și cu dacă, dar după aia am început să schimb povestea. Și dacă Domnul lucrează? Și dacă Domnul chiar mi-a spus? Și dacă Domnul s-atinge? Pentru că, vezi tu, nu e o problemă de putință, este o problemă de credință, amin? Și atunci când Dumnezeu spune un cuvânt și îl vorbește în viața ta, nu stă bazat pe puterea ta, ci pe puterea Lui. Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu se bazează pe reputația lui Dumnezeu și pe credincioșia Lui, care în vecii vecilor El și-a ținut cuvântul și am văzut cum a împlinit tot ce a spus. Îmi place de femeia asta pentru că ea are o decizie de luat, o opțiune. Fie moare, mănâncă turta și moare, fie crede cuvântul Domnului și trăiește. Cum spuneam, întotdeauna cuvântul te pune în fața unei decizii și te responsabilizează. Dimineața ați auzit un cuvânt: fii o pildă. Tu poți ales să fii o pildă? Tu poți să ales să-L onorezi pe Dumnezeu prin deciziile tale? Sau poți să ales să nu fii o pildă, să trăiești după planurile și mintea ta și după agenda ta personală? Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna implică credință și implică risc. Întotdeauna acțiune. Dar mai e ceva, întotdeauna provizia lui Dumnezeu e legată de promisiunea Lui și vezi că Dumnezeu cu provocarea îi dă și promisiunea. Cu alte cuvinte, hei, eu sunt deja în ziua de mâine, fă ce-ți spun. Fă ce-ți spun. Vă aduceți aminte că Iosua cu 40 de ani înainte să ia Ierihonul, au fost trimis de Moise, el cu Caleb și încă 10, să-i scodească, vă aduceți aminte, să-i scodească țara promisă. Și 10 s-au întors și au început să negrească țara și să zică lucruri, rapoarte negative. Nu putem, nu avem putere, Dumnezeu nu poate, noi nu putem, ăia sunt mari, noi suntem mici, ăia sunt negri, noi suntem albi, nu putem, ăia sunt așa. Și Iosua și Caleb au venit cu un raport bun, dar n-au avut îndeajuns de mare influență să întoarcă soarta. Dar 40 de ani mai târziu, Iosua face o decizie, Domnul îi spune: în fiecare zi mergeți și vă înconjurați Ierihonul, o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, de șase, da? Fiecare zi câteodată și a șaptea zi, de 7 ori. Și Iosua mai adaugă ceva acolo la porunca Domnului. Și Iosua le-a spus să nu scoată niciun cuvânt din gură. Știi de ce? Pentru că cu gura ta poți să-ți faci mai mult rău decât bine. Domnul zice, te voi vindeca, tu zici, dar parcă tot mă doare aici. Domnul zice, săptămâna viitoare îți dau biruință și tu zici, văd numai norii negri. Aoleu, văd nori negri, aoleu, fac așa, aoleu, facem pană la mașină, aoleu. Și încep să chem puterea întunericului în loc să chem numele Domnului. Tu în loc să spui circumstanțelor ce Dumnezeu ai, tu tot declar că circumstanțele o să te biruie. Și vezi tu, femeia asta
a primit provocarea împreună cu promisiunea. Și întotdeauna provizia lui Dumnezeu este legată de promisiunea lui, care, atenție, e declanșată doar prin faptele credinței. Slăvit să fie Domnul că femeia, versetul 15, îmi place ce spune Scriptura, ia uita ce spune, ea, citim împreună, ea s-a și a făcut după, opriți-vă un pic, n-a făcut după emoțiile ei. Probabil avea bătălie, o bătălie interioară acolo, fierbea sufletul, unea emoții, hai mă, dar dacă nu ies, Doamne Iisuse, ce fac, Doamne, nu mă lăsa. Și totuși n-a făcut după emoțiile ei, n-a lăsat sufletul să o conducă. Noi de multe ori ne lăsăm conduși de rollercoasterul emoțiilor. Astăzi simt, mâine nu simt, astăzi iubesc, mâine te iubesc, astăzi. Da? Nu s-a lăsat, dar nici nu s-a lăsat condusă de logică. Ar fi putut spune, știi ce? Unul și cu unul fac doi. Mai bine mănânc eu și trăiesc azi și mâine o vedea ce-o fi, decât să ascult de cuvântul Domnului. Femeia asta a făcut după cuvântul lui Ilie, care în vremea aia era egal cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el primise cuvântul de la Dumnezeu, amin? Și ce spune Scriptura? Și multă vreme au avut să mănânce. Vezi tu că Dumnezeu a trecut-o de la moarte la viață. Rezultatul acțiunii ei a declanșat în viața ei și a copilului, în viața lui Ilie, binecuvântare. Vezi tu, când tu ai planuri de moarte, Dumnezeu are planuri de viață. Când tu ai planuri de abandon, Dumnezeu are planuri de biruință. Când tu ai planuri, să renunți la lucrare, gata, s-a obosit, nu mai pot, nu se întoarce nimeni la Dumnezeu, merg acolo de atâtea ori. Dumnezeu zice, mergi înainte, vestește înainte. Pentru că, cum se zice, cuvântul Dumnezeu e ca un ciocan care sfarmă stânca, amin? Domnul să te binecuvânteze, Dane, să-ți dea Domnul o recoltă și urmași de acolo care să meargă, nu numai în asta, ci în toate închisorile României să predice Evanghelia. Spuneți amin! Vezi tu, dragul meu, Dumnezeu are alte calcule. Eu mi-aduc aminte când am avut momente în care am zis, mai bine mor sau trebuie să mă lasă-mă să mor, că oricum nu contez. Și Dumnezeu a zis, asta ai planul tău? Păi nu văd nicio soluție. Dă mai întâi mie. De ce să-ți mai dau, Doamne, că nu m-am nimic? Buzunarul mi-e gol, flutură vântul, cardul e blocat, ăla e așa. Și Domnul a zis, încă mai e ceva. Te ai pe tine. Dă-mi mai întâi mie. Lui Gedeon ce i-a zis? Spune Scriptura că Duhul Domnului s-a îmbrăcat cu Gedeon. Vezi tu, Gedeon a fost un om fricos, dar a fost disponibil. A zis, Doamne, eu mă tem, dar dacă tu crezi că mere, merg cu tine. Și Duhul Domnului l-a îmbrăcat pe Gedeon cu putere de sus. Și spun ceva, când te îmbracă Duhul Domnului cu putere, ești un alt om, amin? Gândește-te la Petru. Îmi place că rezultatul acțiunilor ei a declanșat efectiv puterea lui Dumnezeu, miraculoasă, înmulțirea resurselor ei. Gândește-te că femeia asta a ales să răspundă la cuvântul Domnului în credință. În loc să rămână cu turtița ei mică, în loc să rămână cu turta aia mică și după aia a doua zi să se întâlnească cu moartea, ea părăsește zona de siguranță și colacul ei de supraviețuire. Vreau să te întreb, tu de ce te ții? Oare e Hristos? Oare-s promisiunile lui Dumneu? Sau stai acasă și nu veni? Mamă, mai am decât de o chirie. Iisuse, ce-o venit după, nu știu, urgie. În loc să zici, Doamne, odată a venit un om la mine și eram cu niște băieți în misiune și nu știu cum a avut el așa pe inimă, i-a vorbit Duhul Domnului în timpul programului, zice, fraților, opriți-vă puțin. Și am pe inimă să dau la unul din voi suma asta, zice, pentru motorină, pentru cheltuiel. Și zic eu, Domnul a purtat de grijă, s-a liniștit. Ce vă rog frumos, luați-i voi, că și așa nu mi-ajung. Zice, astea sunt ultimii mei bani, oricum nu mi-ajung să trăiesc. Dar așa am simțit că Dumnezeu îmi spune să-i dau mai întâi lui. Și după aia ce se întâmplă cu tine? Domnul v-a purtat de grijă. Și după aia m-am întâlnit din nou cu el și era binecuvântat. Și după aia Domnul i-a dat casă, miraculos, și după aia i-a dat cabana. Și după aia Dumnezeu l-a bine. Bă, și zic, omule, învață-ne și pe noi. Păi zice, e simplu. Când Dumnezeu zice, dă-i, nu mai sta la calcule și la socotele. Domnul să te binecuvânteze, să-ți dea abilitatea de a asculta ca această femeie, de a-ți părăsi colacul ăla de supraviețuire, pentru că știi ce? Noi avem multe calcule. Eu cred că fiecare dintre voi de aici aveți calcule. Toți avem calcule, așa e? Măi, aș vrea să fac aia, dacă mai strâng suma aia, mai fac aia, dacă așa, pa, și s-ar putea ca Domnul să zică, am auzit o poveste frumoasă a unui tânăr. Am muncit aproape 8 luni de zile să-și ia și el un smartphone de calitate.
Și când în sfârșit și l-a luat, v-am povestit povestea asta, v-am spus-o. Duhul Domnului îi spune, măi Gigele, să zicem Gigel, tu ai un job, ai o minte, ți-am dat abilități să muncești, dar uite, este în biserica voastră un copil orfan, care n-are părinți, n-are tată, n-are mamă, n-are casă, n-are, doarme sub un pod. N-ai vrea să-l binecuvântezi, că uite, el și-a predat viața Domnului. Și să spui visul tău pe pauză și să-l binecuvântezi pe el. Ăsta s-a gândit, îți dai seama, mamă, ce frumos e telefonul meu. L-a tot mângâiat, tot timpul predicii. La sfârșit zice, știi ce am să fac, ce mi-a spus Dumnezeu, îi dau mai întâi lui. Și se duce și îi dă telefonul copilului ăsta și copilul ăsta a început să plângă și a început să plângă și a zis, auzi, nu plânge, Domnul te iubește, Domnul e cu tine. Și știi ce am auzit? Zice, a venit un om la el, un proroc al Domnului și a zis, pentru că ai ascultat de cuvântul meu, toată viața ta vei primi telefoane și te voi binecuvânta. Toată viața ta. Și să știți că și eu sunt unul din oamenii care am trecut printr-un miracol asemănător. Am ascultat într-un loc de Dumnezeu și după aceea pe unde mă duceam? Tot primeam cadoul ăla care eu l-am făcut la cineva și ziceam, Doamne, dar n-am nevoie, îl dau și eu mai departe. Pentru că niciodată nu-L poți întrece pe Dumnezeu. Tu îi dai o pâine, El îți dă o moară. Tu îi dai un pește, El îți dă o pescărie întreagă. Amin. Hristos și-a dat viața, Tatăl i-a dat o familie. Dragul meu, tu nu poți să-L întreci pe Dumnezeu și nici eu nu pot să-L întrec pe Dumnezeu. Există, cum să spun, mereu pași pentru ieșirea din criză, dar trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului. Poți accepta promisiunea cuvântului lui Dumnezeu sau o poți respinge. Chiar dacă ești copilul lui, chiar dacă te-ai născut din nou, chiar dacă te-a umplut de Duhul Sfânt, chiar dacă vorbești în alte limbi, chiar dacă ai dar profetic. Provocările vieții vin succesiv la noi și ne încearcă, sunt teste și Dumnezeu vine cu aceeași promisiune. Dacă îmi dai mai întâi mie făina și uleiul de un deget, nu se vor termina. Vreau să te întreb astăzi, ești gata să accepți condiția? Pentru că Dumnezeu să lucreze în viața ta este o condiție. Să știi că Dumnezeu nu lucrează doar așa ca să-ți arate ție că El are mușchi și El e tare. Dumnezeu lucrează pe o condiție și condiția este întotdeauna credință în cuvântul Lui. Dumnezeu onorează întotdeauna credința și ține promisiunea. Vreau să am câteva întrebări în seara asta, pentru că nu vreau să lungim, vrem să ne rugăm pentru bolnavi, vrem să facem ungere cu undele, dar vreau să spun câteva întrebări și să mi le pun și mie. Mă întreb, în ce domeniu te provoacă Dumnezeu astăzi să-i dai mai întâi Lui? Unde ești blocat? Ești blocat în prezent, te ții de colacul ăla de salvare și nu mai vrei să-i dai drumul? Să știi că dacă strângi prea tare de prezent, Dumnezeu nu-ți poate da un viitor. Biblia spune că El vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. De multe ori am experimentat asta în lucrările în care am fost implicat, aș fi putut să țin tare de ele. Când Dumnezeu mi-a zis, dă-i drumul, altcineva se va ocupa de acum de ea, pentru că eu am altceva pentru tine pregătit. Dragul meu, fii gata să dai drumul, dar te întreb încă o dată, unde, în ce domeniu te provoacă Dumnezeu să ieși din blocajul ăla mental, să ieși din blocajul ăla al fricii, să ieși din frica aia de moarte, să ieși din panica aia. Nu mă pune, că eu nu știu să vorbesc. Unde trebuie să-i dai mai întâi lui Dumnezeu? Ești tu gata să asculți de cuvântul Domnului și să riști? Sau vrei să rămâi în zona de confort? Vrei să rămâi în acel colac de salvare de care să te ții o viață întreagă și să zici mai bine mă scufund decât să dau drumul. Unde ești gata să începi? Sau unde trebuie să începi? Știi unde trebuie să începi? În lucrurile mici în care le ai. Dumnezeu nu i-a cerut femeii să meargă pe apă. I-a cerut simplu să dea făina și să dea uleiul. E greu? Care sunt lucrurile care Dumnezeu ți le-a cerut și încă n-ai ascultat? Care sunt resursele care Dumnezeu ți le-a cerut să le sacrifici și încă n-ai făcut-o? Care sunt oamenii care Dumnezeu ți-a cerut să-i slujești și încă nu i-ai căutat? Pentru că tu n-ai timp, ești un om super ocupat. Ești un om foarte ocupat. Eram odată la un concert și cântam într-o circumstanță. Erau vreo 5, 6, 7 mii de oameni acolo și era frumos, lumini, lume, cânta lumea
Și la un moment dat, în timp ce cântam, cumva așa încercam să-i spun Domnului, Doamne, nu ești mândru cumva de mine? Și Domnul avea alte planuri, zice, îți mulțumesc frumos pentru cântecele tale, dar n-am nevoie de ele. Am un om la care vreau să te trimit, care este în comă și vreau să-l trezesc. Dacă vrei să faci asta pentru mine, Doamne, dar ce mă costă? Doar un drum de 9 ore. Doamne, dar care-i prețul? Doar să fii gata să te faci de râs. Doamne, dar ce mai trebuie să fac? Doar să pui reputația ta la pământ. Și știți ce? După concertul ăla, mi-am închis chitara, m-am pus în mașină și am mers și am întâlnit acel om. Era un om, un copil al Domnului, care nu știu ce avea. Era pus acolo grămădit într-un scaun cu o pătură și când am ajuns, Dumnezeu mi-a zis, dă-mi mai întâi mie. Ce să-ți dau, Doamne? Dă-mi mai întâi mie, cântă-i un cântec. Dar, Doamne, degeaba-i cânt, că el e... Păi da, amin. Deschid case-ul la chitară, zic un verset, încep să cânt, bag frumos chitara în liniște, să nu cumva să deranjez atmosfera. Domnul zice, ți-am cerut eu să pui chitara, mai cântă-i odată. Dar, Doamne, nu știu dacă înțelege, adică nu știu dacă mă aude, adică doar să cânt așa, să... Mai cânt odată. Tu ești rege și mai cânt. Pun iar frumos chitara, o închid și la ultima cap să zice, Domnul, ți-am cerut să bagi chitara, mai cântă-i odată. Dă-mi mai întâi mie. Doamne, zic, nu te spăra, dar chiar încep să mă fac de râs. Chiar, nu știu, oamenii ăștia să uită la mine așa și nu știu ce o să creadă oamenii și ce o să creadă familia asta. Și încep să cânt și să cânt și cânt primul refren, cânt al doilea refren, dar de data asta chiar îl cânt din inimă. Curgeau apele pe mine, transpiram acolo și deodată, știi ce se întâmplă? Un miracol, omul ăsta că era într-o semicomă, deschide gura și începe să cânte cu noi. Tu ești rege peste inima mea. Și am mai trăit mult și bine, tot îl sunam pe colegul meu, zic, auzi, ce mai face bunicul? Zice, n-a plecat încă la cer, încă trăiește după un an de zile, după 2 ani. De ce? Pentru că Dumnezeu, atunci când îi dai mai întâi lui, Dumnezeu face miracole. Dar știi ce? Problema e că am devenit prea centrați pe noi, prea egoiști, ne gândim toată ziua la noi. Cum să ne facem nouă bine? Spunea păstorul Tibi dimineața de băbuța aia, mi-a plăcut cum îi ziceai, băbuța. Babușca. Îmi place. Spunea dimineața că atunci când se gândește la nevoile ei e nefericit, dar când începe să alerge, să dea, pentru că e mai fericit să dai decât să primești, ea începe să trăiască. Dragul meu, dacă nu poți asculta de el în lucrurile mici, să știi că nu o să poți asculta nici în lucrurile mari. Sunt atât de mulți care mă întâlnesc cu ei și vor să facă minuni, semne, vor să scoată dragi, vor să facă miracole și stau și îi întreb, auzi, dar tu cu ce te ocupi? Ești licean, ești o mărturie acolo unde ești? Între colegii tăi, a, încă mai dau pe lângă. E, mergi întâi să fii o mărturie acolo, fii o pildă la școală și după aia Dumnezeu să te folosească. Ești copil, ascultă-ți părinții, ești părinte. Onorează-ți copiii, crește-i în frică de Domnul. Nu-i provoca la mânie, că zice Biblia să nu-ți întarzi la mânie copiii. Nu fă abuz de autoritate, fii credincios acolo unde te-a pus Dumnezeu. Dai cu... Mi-a trimis cineva un videoclip acum, un frate bun, un prieten bun din Germania, și Sănică, uite, sunt credincios la locul de muncă. Dau cu vopsa. Și cânta Domnului, zice, neamțul ăsta de cu mine să tot întreabă de ce cânt când eu lucrez. Și am zis, băi, noi pocăiți suntem fericiți, mă, că noi tot ce facem, facem pentru Domnul Iisus. Iisus mă vede și explic lui ăsta că Iisus mă vede și el să uite și unde e Iisus. Iisus mă vede, uite ce bine, da, uite, și ăsta doar cu bucurie cântă, îl cheamă Florin, cântă și laudă pe Domnul și dă acolo, nu știu cum să numesc, eu nu mă pricep construcția, are un pistol și vopsăște, nu știu ce aia. Dar o face cu bucurie. E credincios în lucru, încredințat, amin? El îi dă mai întâi lui Dumnezeu. Dragul meu, știi ce înseamnă să-i dai lui Dumnezeu mai întâi? Să dai din ce nu ai? Să dai din puținul care l-ai? Tu știi că Dumnezeu te poate binecuvânta nespus mai mult, dar probabil motivul pentru care ești blocat și vei rămâne blocat este că refuzi să asculți instrucțiunea lui Dumnezeu. De când Domnul n-ar fi vrut să-ți dea soție, dar ești încăpățânat? De când Domnul n-ar fi vrut să-ți dea sos, dar ești încăpățânată? Că tu ai o listă cu 10, 20, 30 de lucruri, am întâlnit o fată, avea 42 de lucruri. Cum trebuie să fie soțul ei? După ce am citit primele 5, i-am zis, măi fată, tu ai nevoie de televizor, nu de soț. Să-l închizi când vrei, să-l
deschis când vrei să te facă să râzi, să te facă să plângi. Tu n-ai nevoie. Dă-i mai întâi lui Dumnezeu viața ta, aruncă-l lista aia și încrede-te în Domnul. Cum spuneam, un băiat mic a pus în mâinile lui Iisus 5 pâini și 2 pești și a hrănit mulțimile. Avram i-a oferit Domnului singurul fiu ca jertfă și Dumnezeu i-a dat înapoi o familie și o națiune. Wow, ce minune! Petru i-a oferit Domnului încrederea și a început să meargă pe ape. Ce frumos! Gedeon i-a oferit Domnului un trup și a zis, Doamne, mi-e frică, dar dacă Tu zici că așa va fi, așa va fi. Și a adus o mare izbăvire pentru Israel. O femeie cu scurge de sânge și a pus mâinile pe promisiunile lui Dumnezeu. I-a dat boala și a primit înapoi vindecarea și a pus încrederea în Iisus. Iosua, cum am spus, a fost gata să-i dea Domnului ascultarea peste experiența lui. Atenție, Iosua a fost general 40 de ani sub Moise, 40 de ani. Crezi că el nu știa să ia o cetate? Crezi că era prima cetate în fața căreia stătea? Și totuși Iosua, când a venit îngerul Domnului, a fost gata să zică, Doamne, voia Ta, nu voia mea. Strategia Ta, nu dar strategia asta e cam ciudată, Doamne. Doamne, dar strategia asta e cam ciudată. Odată ne rugam pentru o persoană care era posedată și ne-am făcut toate rugăciunile posibile care le știam și nu s-a întâmplat nimic. Și când era pe punctul de renunțare, aud o voce blândă, zice, așa vocea, vreau să-mi cânți de față cu toți oamenii ăștia și să cânți biruința mea peste viața ei. Și am zis, o, Doamne, la asta nu m-am gândit. Și mi-am adus aminte că eu sunt genul care trebuie să-mi dea Dumnezeu confirmare biblică. Și mi-a dat Domnul fapte. Adu-ți aminte de Pavel și Sila. S-au rugat și au cântat cântări de laudă. Și știi ce? Mi-am întins o mână în sus deasupra capului ei, făcea ca toate alea, își dădea ochii peste capi, să vedea albușul ochiului, smulgea părul, își învârdea capul ca bufniță, făcea în toate felurile, spume la gură, zgâria. Și când mi-am întins mâna peste ea și am început să laud, la distanța asta stăteam. Doamne, te laud, am și închis ochii, am zis ce-o fi, o fi, acum ce-o ieși, o ieși, Domnul e cu mine. Doamne, te laud și te binecuvântez, doar auzam cum scârșinește dinți în gură. Te laud și te binecuvântez, gândește-te, nu înțelegea limba română că era rusoaică. Eu lăudam pe Domnul limba română și mai ziceam din când în când, avai-te Sila, măi Boc, dă-i putere, Doamne, vină cu putere, te laud că Tu ești măreț și că Tu vindești și că Tu eliberezi, eu sunt decât unealta Ta. Și dragii mei, după câteva momente, a venit o putere a lui Dumnezeu din cer și a atins-o pe femeia asta și am văzut-o din palidă ca moartea, roșie la față, cum a început să plângă și s-a liniștit și tot ce spunea, spunea din ce în ce mai tare, Iisuse Hristoase, Tu ești stăpânul vieții mele, mulțumesc că m-ai eliberat. Iisuse Hristoase, Tu ești stăpânul vieții mele, mulțumesc că m-ai eliberat. Eram în Pennsylvania, într-o biserică, dragii mei, și la un moment dat, vă spun poveștile astea, nu să mă vedeți pe mine, ci să-L vedeți pe Dumnezeu în acțiune. Și la un moment dat, în timp ce slujeam, aud cuvântul Domnului care ne spune, spune la sora aia de acolo că îi vinde cu urechea. Am văzut două, trei coate, două, trei zâmbete, hi-hi, ha-ha. Zic, bă, clar, nu-i de la Domnul, am venit pe avion, s-a obosit, asta e viața. Ajung în România, mă sună cineva, băi, frate Sane, vreau să spun ce minune s-a întâmplat. Ți-aduce aminte ziua cu pricina când ai dat mărturie, ai predicat așa și ai avut cuvântul la profete și când noi ne-am cam dat coate? Da, sigur, cum să nu? Cum să nu mi-aduc aminte? Zice, uite ce s-a întâmplat. Femeia, căruia i-ai zis, nu avea ureche internă pentru că îi fusese scoasă. Și normal că reacția noastră a fost, ce mă? Îi dă Dumnezeu, auzi din nou? Și știi ce s-a întâmplat? A mers la doctor și a spus după câteva zile, domnul doctor, mă mănâncă în ureche, nu știu ce se întâmplă. Doctorul i-a zis, măi dragă, n-ai nimic acolo, eu te-am operat cu mâna mea, eu ți-am scos, ai decât pavilionul ăsta extern, tu n-ai nimic acolo. După câteva zile a venit din nou, domnul doctor, ajutați-mă, help, help, mă mănâncă în ureche. Ăsta la disperare, aia zice, auzi, știi ce fac, îți fac un CT-ul din ăsta să vezi că n-ai nimic acolo, să te liniștești, să mergi acasă, bine? Îi face CT-ul, iese doctorul cu foaia, aproape lăcrimând și zice, măi femeie, eu nu știu unde ai fost, dar ai din nou ureche internă. Vezi tu, Dumnezeu poate să facă miracole, dar știi ce? A fost un stres teribil pentru mine să spun aia. Dar i-am dat lui Dumnezeu și am riscat reputația, am riscat numele, am riscat totul. Am zis, Doamne, mai bine mă fac de râs și spun decât să fiu tare și să nu spun că poate de cuvântul ăla depinde cineva. Dragul meu, ești gata să riști? Pentru că credința implică risc, credința implică acțiune. Da, Dan merge acolo prin credință la închisoare și eu cred că Dumnezeu va da o rămășiță de evangheliști de acolo, care când se vor elibera, se vor alătura ție. Tată, îți mulțumesc pentru acei cinci care vor veni în numele Domnului. Îți mulțumim! Mă apropii de final.
Vreau să-ți aduc aminte atâta și să-ți spun, nu uita că este viitor dincolo de problema ta. Și când tu vezi doar moarte și dezastru, Dumnezeu vede viață și viitor. Când tu ești legat doar în prezent, Dumnezeu este în mâine și te cheamă și zice, hai fiule, sari, dar tată, n-am curaj că e adânc, vino că te prind, dar n-am curaj că te... Am văzut, eram, nu știu, la o biserică și o fetiță așa buclucașă, știți că mie îmi plac foarte mult copiii, mai ales că ei laudă pe Domnul, vin, oh, Domnul să te binecuvânteze, uite cum simte călăuzirea. Câți ani ai tu? 18, Domnul să te binecuvânteze. Și vine fetița asta și zice, ce face? În timp ce eu vorbesc cu taicăsu, ea se urcă pe masa din spatele lui taicăsu și atâta strigă, tata, prinde-mă și se aruncă instant. Bă, oameni buni, am crezut că... Dar tatăsu nu știu cum s-a întors de aprins-o și zice, nu, zice, ăsta e jocul nostru, trebuie să fiu atent pe oriunde, zice, are așa mare încredere în mine că se aruncă de pe toate mobilele și de pe toate mesele. Dar zice, dar nu i-ai zis nimic, știu, dar zice, ea are încredere că eu o prind. Așa, așa mi-a plăcut. Tu ai încredere că el te va prinde? V-am spus povestea aia și vă repet că îmi place foarte mult. Blocul ia foc, vin pompierii, n-au loc să bage scara, întind o plasă din aia, oamenii săreau în disperare, dar la geam era o fetiță de culoare care pompierii strigau cu toată disperarea la ea, sări, 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 salvează-ți viața și nu făcea niciun pas. Era oarbă, nu vedea, doar simțea flăcările, simțea mirosul de ars, simțea cum se apropie din ce în ce mai mult de ea și nu făcea absolut niciun pas. Într-un final a ajuns tatălui și a strigat la ea, Rachel, Rachel, jump, sări, aici e tata. Și într-un moment, fetița care era oarbă s-a urcat pe marginea ferestrei și și-a dat drumul în gol. Pentru că avea încredere în vocea tatălui ei. Dă-mi voie să te întreb, tu chiar ai încredere în tatăl ăsta ceresc? Sau pentru tine e doar o chestie teoretică, e o chestie culturală, e doar un club social, biserica? Vii tu la biserică că așa trebuie, n-ai frumos, oricum ești un om mai bun, te mai lași decât una alta din când în când, dar Dumnezeu așa, printre altele, sau este mai întâiul tău? Pentru că știi ce? Dumnezeu e gata să te libereze. El are soluții, dar vrea să riști, să-L crezi pe cuvânt, să acționezi, pentru că El e deja în viitorul tău. Eu cred că vom vedea mâna lui Dumnezeu la lucru aici. În seara asta. Și mâine, și poi mâine. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu lucrează cu credința noastră și eu cred că El ce promite spune. Eu cred că El ce promite spune. Eu cred că El ce promite spune. Cum să zic, face. Cred că El ce promite face. Cred că El ce promite va face și cred că El ce promite ne va uimi, pentru că Biblia spune că va face nespus mai mult, nu mai puțin. Vrei să trăiești în dimensiunea lui Dumnezeu sau vrei să trăiești în limitările tale? Vrei să trăiești în logica lui sau în logica ta? Vrei să trăiești în miracolul lui sau în putința ta? Sau neputința ta? Unde vrei să trăiești? Că ai o alegere de făcut astăzi. Femeia asta a ales să asculte, a ales să-L creadă pe prorocul Domnului, a ales să-I dea lui mai întâi bucățica aia de turtă și a zis, fie Doamne, îți dau mai întâi ție. Și Dumnezeu atunci a văzut și când a văzut că ea are așa mare credință, s-a asigurat că a avut resurse pentru toată pandemia, pentru toată seceta, pentru toată distrugerea care era. Nu i-au lipsit nici ei, nici familiile ei, nici lui Ilie, pentru că Dumnezeu are de unde, dragii mei. Dumnezeu nu e limitat la cardul tău. Am văzut de 1000, de 2000 de ori am văzut cum Dumnezeu nu-i limitat la banii care eu îi am, nu-i limitat la resursele mele. Atunci când eu sunt cel mai slab, cel e cel mai tare. Atunci când eu nu mai pot, El încă poate. Atunci când eu nu mai am, El încă are. Da, avem un tată bogat care vrea să te salveze și să mă salveze. Și știi ce? Nu vrea să trăiești în limita fricilor tale. El vrea să trăiești în baza credinței și să pășești împreună cu El pe ape. Dar astăzi vreau să te chem să răspunzi cuvântul lui Dumnezeu și să zici, Doamne, care-i domeniul în care trebuie să-ți dau mai întâi? Poate îmi cer să merg să fac mai multe educații, poate vrei să mă respecializez în ceva, poate vrei, Doamne, să cresc copiii altuia, să mă investesc în copiii altuia, poate vrei să mă dedic planului tău de evangelizare, poate vrei să fac asta și asta sau poate pur și simplu vrei să fiu o lumină și o mărturie acolo unde tu m-ai pus. Spune-mi, Doamne, ce să fac? Vezi tu că ea a fost testată
în dărnicie. E ușor să dai când ai mult. E ușor să dai când ai cardurile pline. E ușor să dai când ai masa plină. Ia-mă și tu de aici. E foarte ușor să fii credincios când toate îți merg bine. E foarte ușor când predici odată să întorc 100 de oameni la Dumnezeu. Dar e mai greu când predici și nimeni nu e mișcat de pe scaun. Dar știi ce? Dumnezeu zice, continuă să declar cuvântul meu pentru că e viu și lucrător. Și cine iese din mine va asculta cuvintele mele. Dragul meu, nu știu care e provocarea ta pentru următorii ani. Dar provocarea care am avut-o noi era aici la seminar a fost, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră primul pas înspre a aduce o închinare perfectă lui Dumnezeu. Odată ce te predai tu lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă minuni cu tine. Când Moise a ales în sfârșit să zică da, Dumnezeu a zis, hai, în sfârșit am omul. La el nu-i problema că nu poate. Tot să aud pe câte unii și alții așteptă Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă după tine, nu tu după el. El îi pregătit. El îi este gata. Întrebarea e dacă tu ești gata. Doamne, dar oricum nu contează ce dau. Contează. Pentru că și dacă dai puțin și dai în ascultare, Dumnezeu îl ia și îl înmulțește în numele lui Iisus Hristos, Domnul să te binecuvânteze. Dă din puținul tău. Dă-ți urechile cadou dacă n-ai alți bani. Ascultă, vindecă, spune o vorbă bună, vizitează, dă un telefon, fă ceva în numele Domnului. Nu mai sta, fii o pildă. Doamne, îți mulțumesc. Pentru că făina din loană n-a scăzut. Și unde lemnul din orice ori nu s-a împuținat până în ziua când a dat Domnul ploaie pe pământ. Eu știi ce cred? Exact ce spune Scriptura asta. Că până voi pleca la ceruri voi avea resurse să fie o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Și atunci când nu o să mai am nimic în buzunare și nu o să mai am nimic pe cart, nu o să mai am nimic în viață, o să mai am încă ceva. O să am suflarea, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Am strigat de la metrou, oameni buni, dormeam la metrou și am zis, Doamne, n-am ce să-ți dau. Sunt sărac, lipit pământului, n-am nici bani de tramvai, n-aveam bani să-mi cumpăr. Și Domnul mi-a zis, încă ai ceva, ai suflarea, dăm suflarea și voi face miracole. Și am zis, să-ți dau suflarea și am început să-i cânt. Și cântam și s-auzea în tot metrou și mii de oameni ascultau și se opreau. Și ziceau, cine e omul ăsta? Ce cântece sunt astea? Și auzeam pe unii și alții, zis, de la pocăiți. Da, parcă cântă prea frumos, parcă s-auzeau ca niște coruri angelice. Eram singur acolo în metrou și parcă cântau 1000 cu mine. De ce? Pentru că Dumnezeu făcea miracole. Când îi dai suflarea, când îi dai puțin, Dumnezeu poate să-ți dea înapoi mult. Și știi de ce? Că vrea să vezi ce mare și ce bun este El. Vrea să vezi cât de tare e Dumnezeul tău. Ava, Tată, care nu lipsește nevoi. Hai să nu mai trăim în mentalitatea de sărac. Hai să trecem de la orfan la mentalitatea de fiu, care îl crede pe tata și gata să meargă. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru exemplu acestei văduve, Doamne, care mai avea o singură masă. Și după aceea au așteptat moartea. Și totuși, i-a declanșat în viața ei belșug de binecuvântare prin ascultarea față de cuvântul tău. Doamne, Tată, ajută-ne ca în seara asta să fim dintre aceia care declanșăm în viața noastră și altora belșug de binecuvântare. Vrem să cântăm o cântare și în timpul acestei cântări aș vrea să te gândești la văduva asta. Haideți să ne ridicăm.